Fundația Stichting Central Hospital Câmpina din Olanda, reprezentată de Peter Zandman, a revenit la Spitalul Câmpinean. În cursul anului trecut, Peter Zandman a adus pentru Spitalul Municipal Câmpina o ambulanță și un defibrilator. Aceste lucruri au fost extrem de utile atât pentru cadrele medicale cât și pentru pacienți. Anul acesta, Peter s-a întors în Câmpina cu alte ajutoare. A venit cu un microscop pentru oftalmologie, cu cărucioare noi, nouțe pentru pacienți, cu o mulțime de materiale consumabile, cu dispozitive consumabile pentru chirurgia laparoscopică, adică, evident, lucruri pe care să le folosim în mod imediat. Peter Zandman vine în municipiul Câmpina de 23 de ani, iar Spitalul Câmpinean înseamnă pentru el o a doua casă. Deci, am special apparatură for microchirurgy, a lot of bandage, yes, scissors, everything what the hospital needs. Peter consideră cadrele medicale colegi de-ai lui, pentru că și el a lucrat o viață ca paramedic și ne consideră de aceeași parte a baricadei, adică de partea celor care oferă cât pot pacientului și nu se gândesc la confortul personal. Nici noi n-am pus vreodată problema să ne aducă ceva nouă cadrelor medicale și ne bucurăm că această prietenie a lui Peter pentru pacienții noștri se păstrează după 23 de ani, chiar dacă între timp s-au schimbat echipele manageriale. Fundația din Olanda a adus de această dată ajutoare și pentru salvamontiștii voluntari, dar și pentru copiii cu probleme financiare din municipiul Câmpina.